DSP ia Lomița, de dreptate spitalului Urziceni. În cazul femeii care a născut pe trotuar, despre care familia spunea că au fost poftiți afară din spital. Inspectorii sanitari spun că asistenta care era de gardă ar fi încercat să o împiedice pe femeia însărcinată să iasă din unitate. Raportul mai arată și că pacienta nu a fost consultată. Medicul de gardă nici măcar nu a fost anunțat de prezența acesteia la urgențe, deși în raportul de diagnosticare apare inclusiv parafa medicului. Colega mea Maria Moiș a citit raportul și se alătură chiar acum cu mai multe informații. Maria, bine te-am regăsit, ascultăm! Bun găsit tuturor! Versiunea familiei era că pacienta a fost poftită afară din spital să aștepte ambulanța acolo, unde în cele din urmă știm că a și născut pe trotuarul din fața unității spitalicești. Inspectorii sanitari spun că au vizualizat imaginile de pe camerele de supraveghere și au văzut acolo că asistenta care se afla de gardă ar fi încercat să o împiedice pe femeie să iasă din clădire. Tot inspectorii sanitari sunt cei care au amendat-o pe această asistentă cu suma de 4.000 de lei pentru că nu a urmat procedura de preluare a pacienților în compartimentul de primiri urgențe. Medicul de gardă nu a fost anunțat de către aceasta că se află în holul spitalului o pacientă însărcinată, dar pe raportul de diagnosticare pe care l-au consultat inspectorii sanitari apare parafa acestui medic de gardă, ceea ce părea o practică în acel spital. Mai consemnează aceștia pentru că parafa era la dispoziția altor cadre medicale. Acest raport arată și poziția conducerii spitalului Urziceni, care spune că după ora 15 nu este în spital un medic anestezist, așadar aceste cazuri cu paciente care sunt însărcinate nu sunt preluate de nimeni pentru că nimeni nu își asumă în lipsa unor medici specialiști. Trebuie să mai spunem și faptul că pe lângă această anchetă mai este una, cea penală care vizează infracțiunea de abuz în serviciu. Au fost făcute deja și primele audieri. Vă reamintesc și faptul că managerea spitalului Urziceni a fost suspendată din funcție prin decizia primarului din Urziceni.